Pentru probarea activității infracționale au fost puse în aplicare două mandate de percheziție domiciliară la locuințele persoanelor implicate în comiterea infracțiunii din Comuna Turnești, prilej cu care au fost identificate și ridicate probe care prezintă interes în cauză. Față de bărbatul de 42 de ani, a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore, fiind introdus în arestul IPJ Botoșani, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat în fața instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Bărbatul de 42 de ani din Comuna Turnești este bănuit de comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate, viol, amenințare și lovire sau alte violențe.